Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată, este duminică și Ioana a venit la activitatea aceasta pe care am pornit-o. Acest proiect este unic, Ioana, să ții minte. Nu există deocamdată, dintre toți cei care urmăresc pe Prof Online, nu există nicio persoană, niciun elev care să facă activitatea pe care o faci tu. O să fii cea mai fericită peste ani că, iată, tu ai reușit să-i înveți pe toți cei care nu știau cum să învețe cu Prof Online, pe lecțiile a Prof Online, cum de fapt nici tu nu știai să o faci, nu? Da. Așa, Ioana. Te rog să intri, ca să nu mai pierdem timpul, intrăm aici. Arătările concret, cum scrii tu Prof Online. Bine, așa. Și asta e pagina de intrare, cum îți alegi tu. Deci, mișcăm cursorul și videomatematica te interesează pe tine, sigur că da. Și intrăm în pagina aceea, cu matematica, luăm de acolo clasa 7-a, nu? Da. Așa că tu ești absolventa clasei a 7-a și așa trebuie să se înleagă prietenii noștri ca să poată să le vină bine în anul acesta, în clasa 8-a, trebuie să facă materia de clasa 7-a. Și iată tu, asta și faci acum. Deci ai dat click pe clasa 7-a. Acum ți apar lecțiile de la clasa 7-a, tu tragi de cursor și ai de gând să... Și noi am discutat să iei primele 10 Da. lecții, da? Ioana, cât ai putut să faci din cele 10 lecții? Am ajuns la 6-a lecție. La 6 lecții. Este excelent. Și acum, din lecțiile acestea, să fie foarte limpede, tu ai desfășurat, pentru că lecțiile la clasa a 7-a încep cu 559, nu? Da. De jos în sus, începând. Hai să vedem pe 559. Dacă ai vreo întrebare la 559, uite-te pe caietelul tău. Deci, dragilor, să vedeți cum a lucrat Ioana. Merită să vedeți cu foarte multă atenție totul absolut. Deci Ioana a venit cu caietelul și a notat, cred că, lecția. Așa este Ioana. Uite, minunat, lecția 559, numere raționale se intitulează, și a parcurs lecția, vedeți voi, până unde ține Ioana, te rog să-mi arăți. Până pe aici. Pe acolo ține lecția aceea. Da. Bun. Ioana, ce mă interesează pe mine este următorul lucru. Dacă din lecția 559 ai ceva întrebări. Deci la lecția aceasta, dacă ai ceva întrebări. Nu, știu că aveam pe aici, pe la lecția 562. Bun. Deci 559 nu ți-a apărut. Tu ai înțeles complet din tot ce s-a întâmplat în lecția respectivă. Trecem la 562, a doua lecție, în stivă. Așa, 562 este a doua lecție, dragilor. Ioana o are desfășurată și ai acolo ceva care nu ți-a fost foarte clar, probabil, nu? Da. Te rog să spui. Aici asta. Așa, așa. Ne ducem acolo. Bine să fi notat și minutul. Dar suntem la început, Era la printre primele. primele noțiuni, 559 și te duci la 562. 562. Așa, dragă. 562. Și acum aduci lecția în prim plan. Așadar, bună dimineața și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Așa cum vedeți, din nou suntem în formă. Da, e P plus 2 supra aici. P. Asta. Bun. Hai să vedem de aici. Hai să-i pot să spun 2 pe 1 azi. 2 supra 1, nu? Și bine, 2 ori asta egal 1 ori 1. Să punem pauză, să înțelegem lecția. Egeșițiu. Deci, egeșițiu de aici începe, nu? Sau de unde începe el cu adevărat? Cred că de acolo, de Fi sus. a mare mulțimea, nu? Da. Formate din elementele acelea până la 29, a prim formate din elementele P plus 2.
Hai să ne ducem chiar, să ducem cursorul mai la început ca să înțeleagă toate, da, toți copiii și vedem de unde debutează Eghiștiu. Așa. Plus 2 e 3. Deci 1 plus 2 e 3. De acord, 1 plus 2 este 3. Un pic mai spate. În același timp, 1 numere prime, mai mici decât 2. Deci, mulțimea formată din numerele 1, 1 îl surprinde, dar el se subînțelege. El, ce s-au numere prime, să nu aibă divizor decât pe 1 și pe el însuși. Deci, pe 1 nu-l pune. 2. 2. 2 este singurul număr prim. 4 și 4. Da? 2. 3. 3. 5. Da. 7. 9. 9. Nu. Băi, da. 9 are divizori. 7. 11. Da? Deci 7. 11. 11. 13. 17 ani. 17 nu are, nu? Care pe 13 nu intre. Ia să gândeam numele impare. 23. 29. Astea sunt numele toate prime mai mici decât 30. Am notat cu A. Hai să notăm cu A prim mulțimea numerelor astora, dar translate cu 2. Deci, toate să le mișcăm cu 2 în plus. Da, tot prime. Ah. Și ce rezultă să fie tot prime. Dacă nu sunt prime, nu le mai luăm în calcul. Da, deci... Vezi, mămica a intervenit continuu și explică. Da, 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 da. Deci pe toate le mișcăm cu 2 și le păstrăm doar pe cele care sunt numele prime. Deci 2 plus 2, 4. Deci A prim. A prim egal cu 3. 2 plus 2, nu? Deci 2 plus 2, aici gol. Da? Da, 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 și 3. 3 cu 2, 5, e bun. Așa, asta furnizează 5. Apoi. Mirna zice că nu l-am pus pe 1, nu-l punem nici pe 3 atunci. 9, nu. De ce să nu-l punem pe 3? Păi nu l-am pus pe 1. Păi 3 are pe 1 și pe 3. Dar pe 1 are 1, 1. Da, mama, vezi, de-aia nu l-am pus pe 1. Deci 1 plus 2 e 3. Deci 1 plus 2 e 3. 3. De acord, deci 1 plus 2 este 3. Dar în același timp 1 nu se socoate că ar fi număr prim. Înțelegi așa? Dar dacă facem un apus în final, putem să-l punem. Hai, hai să-l punem. Hai să-l punem ca să nu... Deci unul și când trei. Nu l-am spune atunci... Nici trei, nu eram da? Convins da. Să-l punem sau nu. Unul, aici am pus gol, da? Gol. Semn de întrebare, să spun. 3 și 5. Da. 5 și 7. 5 și 7. Da, după aia 7 și 9. 9, nu merge gol. Gol. 11 și... 13, bun. 13. 13, 15, gol. Să urmească ei, 13, 15. 15, gol. Gol aici. 17 și cu 2, 19. Hai, pur și pe întrebare, că pe urmă se apare a fi 17 și cu 2, 19, e bun. Bun, da. După aia 19 și cu 2, 21, nu e bun. 21 nu e bun. 23, 25, nu-i bun. Nu-i bun. Și 29 și cu 2, 31. Perfect. 31, da. Deci autorul a spus să găsim pe toate cele mai mici decât 30, adică până la 29, și pe urmă să le translăm cu 2 și să luăm numai pe cele care sunt prime. Care adică P plus 2 să fie prim. Deci notăm cu P mulțimea numărilor prime mai mici, P mai mici decât, 2, decât 30, da? Tuturor numerelor prime mai mici decât 30 și acum noi am construit P plus 2, dar și P prime, da? P prime. De, numerele P prime. Și P plus 2, am construit P plus 2 prime. Da? Deci plecând de la mulțimea asta, am construit mulțimea P plus 2 prime. Și, aia și, și această formată doar din numerele prime. Vedeți că prin translarea cu 2 și-au pierdut calitatea o parte din ele. Da? Deci nu mai sunt prime. Mișcate cu 2, nu mai sunt toate prime. Toate prime. Adi, cu ajutorul acestor perechi de numere, da. Perechi, atenție, 1 și 3, da. 3 și 5, 5 și 7, 11 și 13, 17 și 19, 29 și 31, să fărere, facem toate perechile, deci vădăm cu T, mulțimea tuturor
fraților de tipul B plus 2 supra P. P plus 2 supra P. Adică ăștia de jos, da? Da. Cu proprietatea că P prim și P plus 2 prim. P plus 2 tot prim, da? Prim. Prim, ne. Adică P prim și P plus 2 tot prim, da? Prim. Deci, notăm cu P toate fracții pe care le putem forma, având în vedere ca numărătorii P plus 2, adică cu ăsta de aici, și cu P prim, adică, adică toate perechile. 3 pe 1, 3 pe 1, corect. 5 pe 3, 7 pe 5, 13 pe 11, 19 pe 4. Asta am vrut să spun. Aha. Deci egal cu mulțimea tuturor perechilor. Care sunt? 3 pe 1. 3 pe 1. Da. După aia, 7 pe 5. Nu, 5 pe 3. Așa. 15 pe 3. P plus 2 și P prime, prime simultan. Adică în același timp și P plus 2 să fie prim și P o să fie prim. Da. Acestea sunt toate perechile pe care le-am putut construi. În legătură cu problema asta, autorul spune așa. Zice, știți ce? Vă dau o proprietate, o legătură între P plus 2 și P, adică fracțiile acestea, și mai pun alte două necunoscute. Și zice așa, găsiți valorile lui P, găsiți tripletul P X și Y. X și Y. Tripletul, de ce zic tripletul? Adică trei necunoscute. Găsiți tripletul P, X și Y, știind că P plus 2 supra P este egal cu 1 plus 1 supra 1 plus, parcă... Nu, X plus 1 supra Y. X plus 1 supra Y. Deci, găsim pe tripletele acestea... E interesant. Adică, ce sunt tripletele? P, X-ul și Y. Cine e da? P, cine e X, cine e Y? Încât să aibă loc să fie de relația asta, legătura asta să fie. Și mai duce și demonstrați că Y e 2. Așa. Găsiți tripletele. Să zicem, punctul B, da, acolo, iar punctul A, arătați. Că Y nu va fi decât 2. Arătați că Y e egal cu 2. Deci, punctul A. Arătați că Y e egal cu 2. Deci să găsim tripletele și arătați că Y egal cu 2. Noi, ieri, nu ne-am prins cum să arătăm Y egal cu 2 și ne-am apucat de treabă să găsim tripletele. Că știam P-urile, P-ul ce valoare putea avea. Deci 1, 3, 5, 11 și 17 și 19, 2. Și deasupra am pus 3, 5, adică P plus 2. 3, 5, 7, adică la fracțiile de astea, pe o dată, 3, da, pe 1, 1 5, 5, 5, 3, 7, pe 5, așa am făcut. Așa am făcut el. Așa am făcut el, că asta era situația, nu ne-am prins. După ce am gândit în felul ăsta, așa am pornit, așa am pornit așa. În loc de P plus 2 supra P, am luat 3 plus 1, P egal cu 1, nu? Prima situație, P egal cu 1, așa atunci P plus 2 supra P vine 3 pe 1, 3 supra 1, să fie egal cu 1 plus 1 supra X plus 1 pe Y. Pur și simplu am locuit pe P. Cu ce e? Cu P cu 1. Și atunci vine P plus 2, 3 pe 1, egal cu așa ceva. Ei, 3 supra 1 vine 3. Corect. Deci echivale cu, a spune că 3 este egal cu 1 plus 1 supra X plus 1 pe Y, să fie asta,
Mai facem precizare că X și Y parcă sunt numere naturale. Din estea. X și Y că numere naturale, este lat. De ce din este lat? Pentru că dacă Y ar fi 0, ceva pe 0 nu se poate. Ăsta-i motivul, da? Deci nu se poate face împărțire aici. X, deci, Y că aparțin lui Ian Selat. Mai precizăm și noi că X și Y aparțin perechii, dacă cum perechii atunci spune perechii Ian Selat, aparțin Ian Selat, ori Ian Selat, adică produs cartezian perechii, adică X-ul e din el și Y e din el, da? Da. Așa se scrie matematic, da? Bine. Și acum, Adi, scădem un 1 în ambii membri. Deci, minus 1. Și ar fi echivalent cu? 2 egal cu 1 supra 2 egal cu X plus 1 pe Y. Nu vorbește tu. Da, X plus 1 pe Y. 3. Facem produsul mezilor egal cu produsul. Aici pot să pun 2 pe 1 azi. 2 supra 1, da? Și bine, 2 ori asta egal cu 1 ori 1. Adică ar fi 2X 2 pe lângă. 2 pe lângă X plus 1 Y plus 1 supra Y. X plus 1 pe Y, adică. Așa. Așa, 2 pe lângă. Egal cu 1. Egal cu 1 ori 1, 1. Asta e bine? Deci 2 înmulțit cu asta, egal cu ăsta ori asta. Corect. Dar mi-e da. Bun. Și e echivalent acum cu 2x. Deci facem paralel. 2x plus 2 supra ce? Y egal cu 1. Deci 2x plus 2 supra y egal cu 1. Da. Ei, când se întâmplă chestia asta? Știm că Y e natural. 2 împărțit la un număr și plus 2 ori număr natural să facă 1. Păi 2 supra 2 să fie 1. Deci Y poate să fie 2 obligatoriu. Da, și Y poate să fie 1. Și X să fie 0. Nu, 0. Ia să vedem. Deci dacă obligatoriu Y trebuie să fie 2. Când